Domnilor, domnul om de serviciu are să ne facă o comunicare. Poftiți, domnule om de serviciu. Domnilor! Am să vă fac o comunicare din partea lui El de sus. O comunicare pentru care va trebui să fiți mândri. Aștept să fiți mândri. Domnilor! Vă rog să fiți mândri. Pentru ca domnul om de serviciu să poată să facă comunicarea. Domnule om de serviciu, cred că se poate începe. Citesc pe fețele lor că sunt mândri. Poate spuneți că sunteți analfabet. Liniște! Dacă îmi dă o vorbă înainte de război, în loc de rugăciune, o
cuvinte, noi înving noi! Decât să plângă mamele noastre, mai bine să se dea cu capul de pereți mamele lor! Și trei! Decât să se culce ei cu nevestele noastre, mai bine să ne culcăm noi cu bărbații lor! Și în caz că nu ne alegem cu un sifile de tip nou, ne fortificăm în rata! Și acum, atenție, romanii mei! Înnumărați-vă! 1, 2, 3! Dragi ei,